Salutare și bine ați venit pe canalul meu! Am să fac astăzi o supă miso, care este foarte delicioasă, cu pui, ciuperci și orez brun. Haideți să vedem de ce avem nevoie. Așadar, avem nevoie de o linguriță de pastă miso, 2-3 linguri de oțet de vin alb, o bucățică de ghimbir, o ceapă roșie, o foaie de nuri, 150 de grame de piept de pui, 6-8 ridichii roșii, 100 de grame de orez brun, hribi uscați, 150 de grame de ciuperci proaspete, varză creață și 1 litru de supă de pui. Pentru început am să pun apă clocotită peste hribi pentru a se rehidrata și am să-i las deoparte până când o să am nevoie de ei. Fierbem orezul brun conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Am să tai ceapa în 8 felii. Apoi ghimbirul în felii subțiri. Și ridichia roșie, la fel, o tăiem în felii sau o puteți tăia și în 4. Punem ridichiile într-un castron pe care o să le presărăm cu sare de mare și oțetul de vin alb, apoi o să le lăsăm la murat. Într-o tigaie înaltă am să pun 2 linguri de ulei de susan, dar puteți folosi și ulei de măsline de asemenea. Și am să pun ceapa pe care am să o prăjesc până când aceasta devine auriu închis. Adăugăm și fâșiile de ghimbir. Pasta miso. Hribii, cu tot cu apa în care s-au rehidratat. Adăugăm și supa de pui și lăsăm totul să fiarbă pentru 20 de minute sub capac. Au trecut cele 20 de minute, am să adaug feliile de pui pe care le-am tăiat în fâșii subțiri, ciupercile, foile de nuri pe care le-am rupt, frunzele de varză și mai lăsăm totul să fiarbă cam 4-5 minute sau până când puiul este gata. Totul este gata, orezul l-am scurs și am să-l împart în farfurii sau castroane
Îl pun pe fundul farfuriei, iar apoi puneți câteva ridichi împreună cu puțină saramură în care au stat. Supa am asezonat-o după gust, am să o torn cu polonicul în farfurii și este gata pentru a fi servită. Pentru mai multe rețete nu uitați să vă abonați la canalul meu și să-mi dați un like și un share. Vă mulțumesc și poftă bună!